Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Ieri, 25 martie, s-au împlinit 190 de ani de istoria Poliției Naționale Române. De la momentul nașterii instituției, marcată prin gestul simbolic al domnitorului țării românești Grigore Dimitrie Ghica de a înmâna a găii Mihăiță Filipescu steagul Agiei la data de 25 martie 1822. Pentru prima dată, pe 25 martie 2002, Poliția Română a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a marca gestul domnitorului Grigore Dimitrie Ghica, împlinindu-se astfel 10 ani de când 25 martie a fost stabilită ca fiind Ziua Armei Poliției Române, instituție pe care un ilustru reprezentant al perioadei interbelice o considera armata păcii și siguranței sociale. Poliția Română și implicit Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a parcurs un an în care obiectivul principal a fost în continuare acela de atingere a standardelor europene în privința serviciului polițienesc și satisfacerea așteptărilor cetățenilor, îndeosebi a celor care sunt victime ale diferitelor infracțiuni, obiectiv care poate fi înfăptuit numai printr-un parteneriat sincer cetățean-polițist sau polițist-cetățean, printr-o luptă comună împotriva răului pentru înălțarea binelui într-o lume greu încercată. Anul acesta, la 25 martie, de ziua Poliției Naționale Române, se împlinesc 190 de ani de la nașterea acestei instituții. Vineri la ora 10, la sediul inspectoratului, în cadrul unei ședințe festive, au fost avansați în gradul profesional următor la termen 57 de ofițeri și 120 de agenți de poliție și, înaintea îndeplinirii stagiului minim, un ofițer și 2 agenți de poliție. În cadrul acestei festivități au fost transmise mesajele de felicitare ale ministrului de interne Gabriel Berca și ale inspectorului general al Poliției Române, chestor de poliție dr. Liviu Popa. La final au fost înmânate trofee, cupe și diplome sportivilor care au participat și câștigat locuri pe podium la concursurile de șah, tenis de masă și de câmp și mini-fotbal susținute anterior acestei zile. Primăria municipiului Brăila are resursele necesare pentru a achita partea sa din subvenția la energie termică, susține primarul Aurel Simionescu. Potrivit acestuia, plățile se vor face eșalonat până în iunie, iar odată cu încălzirea vremii, președinții asociațiilor de proprietari pot solicita stoparea căldurii. În același timp, edilul șef a declarat că se caută soluții pentru ca situația de la CET din această iarnă, când a fost sistată căldura și apa caldă tuturor beneficiarilor, să nu se mai repete iarna viitoare. Cât privește demisia lui Ionel Pătrașcu de la conducerea CET-ului, Aurel Simionescu a declarat că în viață trebuie să mai facem și schimbări. Fierberea din ultima perioadă în ceea ce privește clasa politică a ajuns să afecteze și partea socială și a dat naștere în același timp la tot soiul de speculații. Una dintre acestea viza subvenția pentru căldură. Numai că edilul șef a susținut la ultima conferință de presă că oamenii nu au de ce să se îngrijoreze. Municipalitatea, pe hotărârea Consiliului Local, în această perioadă a subvenționat cu 45% energia termică. Peste de aceea, prețul de la 450 s-a dus la 226. În jos, din acest moment, au mai intervenit sprijinul guvernamental, acel 5%, 7%, 10%, 20%, cât a fost sprijinul guvernamental. Deci, ca să ne înțelegem bine, aproape jumătate din cost a fost acoperit de Consiliul Local Municipal. Pentru că sunt domni administratori care zic, nu ne-am mai dat să-i dea pe special, dacă n-am mai dat primăria bani. Deci, suma respectivă a fost pentru toată lumea, noi nu am mai cerut niciun fel de documente de venit, câtă drujba are, câte mașini au, etc. A fost pentru toată lumea și s-a acoperit 45% din costul energiei termice. Noi vom plăti eșalonat, spunem undeva prin iunie, toată această plată pe care o avem, pentru că în iarnă se consumă mai mult, în vară se consumă mai puțin. Da, eu aș vrea să fiu foarte clar și bine lămurită lumea, că nu li s-a mai cerut documente și că nu li s-a mai cerut să facă dovada unor venituri, pentru că automat 45% din acea sumă a fost acoperită de către Consiliul Local prin hotărârea respectivă. Totodată, primarul a vorbit și despre variantele de care trebuie să se țină cont pentru a putea furniza căldură și apă caldă la parametrii optimi oamenilor în sezonul rece viitor, fără intervenția primarului.
Au pornit CAF-ul, asigurăm apa caldă și căldura în oraș. Ceea ce le-am cerut și le cer în continuare, inclusiv astăzi dimineața, au o discuție. Cu certitudine, noi va trebui să asigurăm agentul termic în oraș. Când spun agent termic, spun apă caldă și căldură pentru iarnă și eu nu vreau să mai ne trezim, indiferent cine va fi pe aici, să ne trezim în situația că în decembrie, în noiembrie, iarăși avem o problemă. Există variante, există, mă rog, hai să spunem, e mult spus oferte, discuții, persoane, firme interesate, inclusiv cei de la Termocentrală au venit și au zis dacă am pune la loc țeava, numai că ei nu merg în continuu, ei au niște... Nu, ei intră în activitate atunci când în rețea este nevoie de curent electric și de energie electrică și nu se acoperă. Și atunci le este simplu, ei funcționând pe gaz, este simplu să apasă pe un buton, să pornește într-un timp relativ scurt, pot să intre în sistem. Deci nu au o funcționare continuă. Rapa caldă și căldura trebuie funcționat să fie asigurată în condiții de continuitate. Dar pot intra, dacă va să fie, pot intra în condiții de vânt. Deci la un moment dat, cum este miezul iernii și când cantitatea de energie este mai nevoie mai mare, atunci vor putea să intre. Dacă va fi această legătură, să spunem așa. Potrivit acestuia, Ionel Pătrașcu, directorul demisionar de la CET, și-a dorit să părăsească unitatea de mai mult timp și a ales să se îndrepte către o altă firmă, respectiv Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila. Noi prevedem legislative în ceea ce privește înființarea și organizarea inspecției muncii. Care sunt noutățile și ce impact au acestea asupra activității angajatorilor? Care vor fi sancțiunile stipulate în lege dacă angajatorii pun piedici inspectorilor de muncă? Aflăm împreună chiar de la inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Dumitru Văduva. Săptămâna trecută au fost aprobate câteva modificări legislative în ceea ce privește inspecția muncii. În săptămâna 19-23 martie au apărut două acte normative cu incidență asupra activității inspecției muncii. Una fi legea 51/2012 privind modificarea și completarea legii 108/1999, respectiv legea de înființare și organizare a inspecției muncii. Și o altă așa ar fi legea 41/2012, care aprobă ordonanța numărul 17/2011 a Guvernului privind administrarea creanțelor bugetare, reprezentând comisiunea datorat de angajatorii inspectoratelor teritoriale de muncă. Această lege este structurată ca stabilind funcțiile generale pentru inspecția muncii, atribuțiile generale și specifice pe cele două domenii de activitate respectiv. Relații de muncă, securitatea pe muncă, stabilirea modului de organizare a inspecției, conducerea inspecției muncii pe nivelul ierarhic, inclusiv a inspectoratelor teritoriale de muncă, stabilirea modului de recrutare a inspectorilor de muncă, condiții de ocupare și condiții de pregătire, statutul inspectorului de muncă și, bineînțeles, legea are în final și niște sancțiuni. Cam toate capitolele au fost modificate. Dintre cele mai importante aș menționa. La capitolul de funcții generale, Inspecția Muncii are atribuții de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării prevederilor legale în domeniile sale de competență. Tot la capitolul atribuții generale și specifice, unde au fost, să zic, câteva aspecte modificate în funcție de atribuțiile actuale pe care le are Inspecția Muncii, se regăsesc și cerințele de sprijin din partea altor instituții, respectiv autorității administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile de subordine acestora, au obligația de a pune la dispoziție Inspecției Muncii orice informație referitoare la desfășurarea activității specifice Inspecției Muncii. O noutate apare și la capitolul de organizare și conducere, în sensul că în scopul dialogului social se înființează la nivelul Inspecției Muncii
un Consiliu Consultativ Tripartit compus din reprezentanții instituției la nivel central, precum și patronate și sindicate reprezentative la nivel național. La fel se întâmplă și la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă, în sensul că se înființează și aici un Consiliu Consultativ Tripartit, tot cu rol de dialog social și care cuprinde reprezentanța instituției, a inspectoratelor de muncă, a patronatelor și sindicatelor reprezentative la nivel național. Statut special vor avea și inspectorii de muncă, iar legislația prevede și amenzi pentru împiedicarea controlului, nerespectarea măsurilor stabilite în termen legal sau pentru refuzul de a pune la dispoziție inspectorilor de muncă informațiile solicitate. La capitolul de inspector de muncă, inspectorii de muncă sunt funcționari publici cu statut special și statutul inspectorului de muncă va fi reglementat prin lege și este obligatoriu a fi conceput într-un anumit termen de la intrarea în vigoare a legii. Condițiile de pregătire pentru selecția inspectorului de muncă sunt cele de studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma în niște domenii fundamentale de științe, științe inginești, științe agricole, civice, juridice, economice. Și, bineînțeles, partea coercitivă a legii stabilește un nivel de sancționare contravențională de la 50 de milioane la 100 de milioane la trei categorii de deficiențe, și anume refuzul, împiedicarea controlului în orice fel, prin orice acțiune sau inacțiune de către angajator sau sau reprezentanții acestora pentru efectuarea controlului de către inspectorii de muncă. O altă categorie ar fi neducerea îndeplinirea măsurilor stabilite de către inspectorii de muncă în termenele legale, și o altă categorie, sancționată tot cu aceleași valori, ar fi refuzul angajatorului de a pune la dispoziție inspectorilor de muncă informațiile necesare de desfășurării controlului sau informațiile legate de cercetarea unor evenimente cu caracter de muncă. În partea finală a acestei modificări legislative se stabilește că în termen de 60 de zile ar trebui să apară, guvernul va supune spre adoptare Parlamentului un proiect de lege privind statutul inspectorului de muncă, deci prin lege se va aprova, și bineînțeles tot în 60 de zile ar trebui să apară regulamentele de organizare și funcționare a inspecției muncii și ale inspectoratelor teritoriale de muncă. Problema arderilor necontrolate a adus în atenția autorităților și situații deosebite în care fermierii obțin autorizații pentru incendierea unor culturi afectate de anumite boli, de care nu ar putea scăpa în alt mod. Un exemplu în acest sens este situația orezăriilor, care acoperă aproximativ 15.000 de hectare la Brăila, potrivit Danielei Militaru, directorul Agenției de Plăci și Intervenție pentru Agricultură. Săptămâna trecută la prefectură s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a discutat problema incendiilor necontrolate ce au afectat suprafețe însemnate și la Brăila. Printre problemele ridicate s-a numărat și cea care vizează orezăriile și bolile cu care acestea se confruntă. Avem o problemă vis-a-vis de orezării. Orezăriile pe județul Brăila, pe întreg județul, se întind la câteva mii bune de hectare, peste 15.000. Anul trecut am avut o problemă foarte gravă și domnul prefect o știe, vis-a-vis de o boală pe care orezul, această plantă, o poate avea, și această boală nu se stopează și nu se elimină decât prin ardere, după recoltare. Problema este că și anul acesta probabil cu aceeași problemă ne confruntăm, motiv pentru care fermierii respectivi vin la APIA să le dăm autorizație pentru ardere. Noi îi trimitem la dumneavoastră, cum e procedura. Agenția de mediu, la colega din spate. Sau la agenția de mediu. Autorizația, controlează, dar care se respectă autorizația. Probabil că și în legislațiile dumneavoastră deja sunt rigide, dar bănuiesc că sunt perfecte din punctul dumneavoastră de vedere. Totuși trebuie să țineți cont și de aceste probleme ale fermierilor, pentru că ei ard, eu îi controlez, nu le dau subvenție și de aici începe iarăși un schimb de... Fiecare an ne vom confrunta cu aceste orezării și trebuie găsit o modalitate. Practic, directorul Agenției de Plăci și Intervenție în Agricultură Brăila a solicitat factorilor implicați ajutorul pentru astfel de situații delicate, în condițiile în care în fiecare an se vor confrunta cu aceeași situație.
Femeile din UNPR Brăila își propun să iasă în față și să se implice activ în rezolvarea cât mai multor probleme în plan local. Cel puțin așa susține vicepreședintele organizației Valentina Bibicu. Care sunt obiectivele pe care și le propun femeile din UNPR? Aflați din materialul următor. Asistent de farmacie, Valentina Bibicu a intrat în politică convinsă fiind că poate schimba ceva. Organizația noastră se dorește a fi o forță. În acest moment reprezentăm 30% din totalul membrilor pe plan local. Organizația noastră încurajează și susține proiectele în care este implicat UNPR-ul, punând accent în mod deosebit pe cele care vizează femeia. La fel ca și colegii noștri din partid, ne dorim o schimbare pe plan local. Vrem ca femeia să activeze și în alte domenii, în afară de confecții. Crearea locurilor de muncă fiind unul din principalele noastre obiective. Dorim să fim o rampă de lansare pentru toate femeile care s-au săturat de piedicele din administrație, de birocrație, de discriminare, de faptul că de cele mai multe ori ele întrețin familia. Încurajăm inițiativa femeilor, le sprijinim și le invităm să vină alături de noi pentru a schimba viața noastră și a copiilor noștri pentru un viitor mai bun. Cazul lui Mihail Boldea se poate repeta oricând, susține deputatul PSD Mihai Tudose, revoltat că, deși se știa că are unele probleme, totuși a primit susținerea partidului. Și senatorul PSD Ion Rotaru crede că au existat interese majore ca Mihail Boldea să fie susținut pe liste. Totodată, senatorul PSD a declarat că, pentru a evita pe viitor astfel de cazuri, ar fi mai bine ca parlamentarii să nu aibă deloc imunitate. Un parlamentar nu este mai presus de lege, nu este nevoie de niciun fel de imunitate, a subliniat Ion Rotaru. Cazul parlamentarului Mihail Boldea este în atenția publică, iar parlamentarii brăileni din partea PSD nu au pierdut ocazia să-și facă cunoscut punctul de vedere. Astfel, deputatul Mihai Tudose spune că atunci când ai susținerea partidului, se poate trece peste orice, inclusiv peste problemele legale cunoscute și recunoscute. Este șocantă o declarație a domnului Mircea Toader, care spune cu subiect și predicat și cu ochii mari și limpezi către camera de luat vedere că el a întrebat procurorul de la Galați dacă în 2008, când l-a pus pe listă pe domnul Boldea, dacă are o problemă penală. Iar procurorul a răspuns că nu, dosarele sunt în regulă și va primi NUP. Deci, în momentul ăsta trebuiau să fie cel puțin două arestări. Trebuia să producă două arestări. Să fie arestat domnul Toate și procurorul invocat. Procurorul nu are voie să comunice nici măcar procurorul ierarhic superior despre ceea ce se întâmplă într-un dosar, cu atât mai puțin unui parlamentar. Și din punctul de vedere celălalt, domnul Toader nu avea nici cea mai mică calitate sau competență să se ducă la procuratură, spună, domnule, știu, eu am niște candidați, țin și mie, au unii dosare dintre ei, adică e mixtiune clară în justiție. Dar substratul este următor. În momentul când l-a pus, știa că are probleme. Când nu te duci să întrebi, deci nu s-a dus la spitalul nebunți, de văd ăsta e în evidență, sau la spitalul dermatovenerică, dacă poate avea o boală, nu? S-a dus unde știa că sunt niște probleme. De aici încolo, probabil că au fost negocieri interne de la PDL și lucrurile au evoluat așa cum au evoluat. Iar domnul Boldea a fost foarte liniștit cât a fost pace și liniște și el, membru PDL, foarte devotat. Cum s-a stricat lanțul de iubire de acolo, cum dosarele domnului Boldea au ajuns foarte repede în prim plan. Doi, bâlbâiala procedurală, care denotă o competență maximă din partea unor tip implicați în dosar. Într-adevăr, imunitate nu putea să-l aresteze, dar putea să-i dea acea interdicție de părăsire a țării, pe care, de exemplu, alt senator de la ei, senatorul Banias, aici, care e colegul meu, a primit acea interdicție de a părăsi țara, tot într-un caz asemănător. Colegul de partid, senatorul Ion Rotaru, plusează și a explicat că tot acest scandal pune o etichetă proastă PDL-ului și guvernului actual. Faptul că acest parlamentar avea niște dosare pe rol, cel puțin așa, eu n-am urmărit cazul, chiar nu m-a interesat din multe puncte de vedere și vă dau argumente de ce nu m-a interesat, dar
Dacă avea niște dosare pe rol la vremea respectivă și domnul Toader a pus întrebări referitor la faptul că e în regulă sau nu, oare nu mai avea PDL-ul de la Galați niciun om să-l pună pe liste și să-l pună pe acest cetățean? Deci acolo au fost fie interese majore legate de finanțare, campanie și așa mai departe, fie alte lucruri pe care mi-e greu să le probez, dar pot să le bănuiesc că au existat interese majore să fie introdus pe listă. Aceasta este o primă chestiune. A doua, iată că se mai pune o cărămidă sau se mai ia o cărămidă din Fundația Șubredă a credibilității pe care o mai avea Parlamentul. Iată un parlamentar care este acuzat, am văzut vreo 10 capete de acuzare, un infractor notoriu, cu multe, cu concurs de infracțiuni continuate și așa mai departe, lucruri extrem de grave, care pun o etichetă proastă asupra Parlamentului în general și, sigur, în primul rând, asupra PDL-ului, care este campion în materie, are primari arestați, condamnați, are parlamentari și așa mai departe, însă continuă să arate cu degetul către PSD, care fură, care e corupt, care... Și corupția a înflorit pe toate componentele ei în această guvernare și sub patronajul președintelui Băsescu. Ba mai mult, senatorul Ion Rotaru a declarat că imunitatea nu ar trebui să existe în cazul parlamentarilor. Eu susțin și declar aici cu toată convingerea că ar trebui să nu mai existe niciun fel de imunitate a niciunui parlamentar, pentru că atunci s-ar elimina toate aceste lucruri care duc spre o zonă a procedurilor în care nu pot să afectezi, eu știu, libertatea unei persoane, dar de ce un parlamentar sau un demnitar este mai sus decât, presus decât legea și trebuie să aibă imunitate? Nu. Dacă a încălcat legea, să suporte aceleași consecințe și să fie tratat pe aceeași procedură ca și ceilalți. Declarațiile au fost făcute la ultima conferință de presă susținută la sfârșitul săptămânii trecute la sediul PSD Brăila.